ziua! Mulțumesc tare mult că sunteți aici, că ați ales să petreceți aceste câte minunate cu noi pentru un weekend de excepție în care să aflăm cum să ne susținem trupul, mintea, sufletul cât mai frumos, cât mai plăcut, să fie în armonie cu noi înșine. Eu sunt Elena Ofelia și astăzi aleg să vă ofer informații despre esența divină a plantelor, și anume despre uleiurile esențiale. Cine sunt eu și cum mi-am ales uleiurile esențiale? Sunt mamă, sunt soție, sunt fiică, sunt analist financiar și multe alte, să zic așa, etichete. Dar în fond sunt un suflet. Un suflet care a venit să se conecteze cu natura cât mai bine și cât mai frumos. Încă de când eram mică, eu am crescut foarte mult alături de bunica și mergeam vara și culegeam flori de pe câmp. Și alături de ea pregăteam pentru iarnă atât ceaiuri, cât și tinturi, cât și creme. Creme din untură, dacă știți. Untură alături de plante. Și așa creau bunicile noastre cremele. Cremele pe care astăzi noi le cumpărăm cu prețuri exorbitante. Și practic uleiurile au fost în viața mea încă de când eram mică. Într-adevăr, cumpăram uleiuri din acelea care le găsim pe la diferite magazine naturiste, la 5 lei, la 10 lei, dar neștiind că acelea sunt sau nu naturale. Din punctul meu de vedere, dacă erau la un magazin naturist, by default, de la sine, erau naturale. Însă, în urmă cu 3, aproape 4 ani, un mentor excelent pe care l-am în viața mea, și anume fetița mea, Katia, a decis să aducă cu adevărat uleiurile naturale în viața noastră. Uleiurile care sunt cu grad terapeutic, care sunt autentice și într-o seară de ianuarie, într-o vineri seară, probabil că știți cine are copii, că cele mai multe provocări ale copiilor se întâmplă vineri seară sau un weekend, când pediatru nu este disponibil, normal. Așa și Katia, într-o vineri seară de ianuarie, a decis cu orice preț că vrea să mănânce căpșune. Este un copil foarte înțelept și un copil cu care ne înțelegem foarte bine în momentul în care îi explicăm de ce poate nu are voie sau nu este potrivit sau etc. În seara aceea nu a funcționat sub nicio formă, niciun argument că acelea nu sunt fructe de sezon și că nu ar trebui mâncate. Ea a vrut cu orice preț, draga de ea, pentru că ceea ce făcea, așa cum spunea și prietena mea mai devreme, provocările sunt binecuvântările noastre. Așa s-a întâmplat și în cazul nostru. Provocarea ei a fost binecuvântarea noastră. Pentru că așa a început o nouă viață pentru noi, o viață în care am ales natura, în care am ales plantele la orice moment din viața noastră. Pentru că a început un maraton de stări de vomă. La fiecare 20-30 de minute, fetița noastră vomita. Am sunat la Peditel. Pentru cine știe sau nu, este un program de genul 112, dar destinat copiilor, unde sunt diversi pediatri de gardă care te îndrumă punctual până ajungi la un punct medical, cum să procedezi. Îmi recomanda continuu diverse medicamente și tot îi explicam că știți, nu poate să ingereze nimic. Adică nu reușim să-i dăm nici apă, că imediat vomită. Nu m-a ascultat. M-am înfuiat pe doamna, nu pe mine. Că nu eram de vină. Dumnezeu era de vină. Clar, așa. M-am înfuriat. Am închis telefonul și mi-am adus aminte că de vreo jumătate de an am o prietenă care tot îmi plasează sticulțe mici. Ați primit și dumneavoastră. Niște mostre pe care le primeam. Era prietena mea, cum să o refuz. Le luam frumos și le băgam în sertar. Fără să citesc, fără să mă interesez ce reprezintă, oricum eu știam. Adică n-aveam nevoie de informații. Știți dumneavoastră ego-ul acela, personalitatea aia fantastică. Și
În seara aceea, la 3 dimineața, cred că s-a terminat bateria, sau ceva? Serios? Da. Așa. Dar când... Cred că poți continua așa? Da, da, cred că ne auzim și așa, nu este? Da. Perfect. În seara aceea, la 3 dimineața, în bezna minții, în bezna nopții, m-am dus chitită spre acel sertar, ghidată de o forță extraordinară, și am luat un ulei. La întâmplare. N-am știut pe ce pun mâna, n-am știut ce fac. Am luat sticluța, am desfăcut-o și am aplicat-o pe burtica fetiței. Fără să știu că este pur, că ar trebui să fie diluat. Nimic. Nu am știut absolut nimic. Eu doar m-am dus, am luat-o și era cumva ultima mea șansă, din punctul meu de vedere, ca să nu ajung la spital, bineînțeles. Și l-am aplicat. La vreo zi, așteptam 10 minute. 20 de minute. Eu cu soțul făceam cumva, eram de gardă. Ce se întâmplă următorul pas? Au trecut 20 de minute, a trecut o oră. Noi tot urmăream. Au trecut 2 ore. M-am hotărât să trezesc copilul. Copilul meu dormea. Da? Pentru că eu știam că este rău. Și copilul meu foarte supărat. Dar lasă-mă să dorm. Eu, de acolo. Da, mamă, te las. Așa a dormit Katia mea până la ora 1 dimineața. 1 a doua zi. Și s-a trezit o poftă fantastică de foame și îmi cerea friptură. Copil la 3 ani, după seara în care a vomitat continuu, da? De la ora 10 până la 3 dimineața, din 20 în 20 de minute. N-am mai avut absolut nimic. Bineînțeles că noi avem și o pisicuță, Pintilie, ca să știți, care și pe el am folosit uleiurile la fiecare. Pentru noi, uleiurile au devenit un stil de viață. O să vă povestesc pe parcurs cum le folosim. Ideea este că atunci am decis să mă documentez mult mai mult despre uleiuri. Ce înseamnă? Ce reprezintă el? Și atunci am aflat de abordarea holistică. Ce înseamnă abordare holistică? Eu mă duceam la doctor pentru că aveam un simptom și vreau să-l tratez. Abordarea holistică privește omul în ansamblu. La nivel de corp, la nivel de minte, la nivel de emoție, la nivel de suflet. În momentul în care avem o provocare, toate componentele sunt provocate, nu doar corpul, cum vedem noi. Și spune foarte frumos Hipocrat, părintele medicinii moderne, că adevărații vindecători ai oricărei boli sunt forțele naturale din interiorul nostru. Și tot el spune că într-o simplă baie, cu o simplă baie aromatică, un simplu masaj aromatic, noi ne readucem sănătatea în corp, în minte, în trup, în suflet, în emoție. Da? Ce înseamnă abordarea holistică? Avem o minte. Bun. Avem informații. Avem cunoaștere. Aceasta devine putere în momentul în care devine aplicată. În momentul în care noi, cu adevărat, acele informații le aducem în viața noastră. Ce înseamnă emoții? Vorbea și Andrada mai devreme de faptul că, dragii de noi, în societatea în care trăim, în familiile în care am crescut, în mediile în care ne desfășurăm, atragem continuu diverse situații pe care noi ni le însușim, de parcă sunt ale noastre. Și ceea ce este cu adevărat al nostru, esența noastră, se umbrește. Da? Vine ca o floricică, petală peste petală peste petală, când de fapt interiorul este pur. Da? Acelea sunt acele convingeri care ar fi bine să ne uităm către ele și să învățăm să le dăm deoparte ca fiind ceea ce sunt ale celorlalți și să revenim la ceea ce suntem noi cu adevărat. Bineînțeles că avem și un trup. Avem celule. În celule noi avem energie. Dar pentru a pune această energie în mișcare, haideți să evităm să folosim cafeaua. Haideți să evităm să folosim energizantele. Și haideți să facem mișcare. Pentru că apare forța motrică. Forța motrică este ceea ce dă energie. Da? Sportul, mișcarea. Nu în exces. Pentru că, bineînțeles, excesul poate aduce alte provocări. Și cu o alimentație echilibrată, cu un somn odihnitor, trupul este susținut. Și având toate aceste trei, da? Pointerul este punctul, nu? Având toate aceste trei, mulțumesc, da?
automat și relațiile noastre cu indivizii și cu mediul înconjurător devine echilibrat. Devine echilibrat, devine armonioase. Și în momentul în care intrăm pe făgașul nostru și creăm acest parcurs frumos către sine, automat vine și independența financiară. Și ceea ce pe noi ne provoacă cel mai mult în perioada aceasta, da, să ne asigurăm traiul de zi cu zi, apoi totul o să fie cu liniște, cu armonie, cu bucurie. Muncim cu plăcere din ceea ce facem noi cu drag. Și bineînțeles că suntem și răsplătiți pentru asta. Ce sunt uleiurile esențiale? Am pus aici o poză foarte interesantă, cum arată un săculeț de ulei esențial la microscop, a mentei. Menta, clasica noastră mentă. Da? Și am găsit pe Wikipedia o definiție interesantă, ca fiind un lichid hidrofob concentrat, conținând compuși volatili din arome de plantă. Și uleiul este considerat a fi esențial prin simplu fapt că este aromat, că are un miros, mirosul specific plante. doTERRA, o companie americană ce se ocupă de extracția de uleiuri, de comercializarea lor, vorbește de un amestec solubil în lipide de compuși aromatici volatili care se găsesc în plante. Însă cea mai frumoasă definiție, din punctul meu de vedere, este a doctorului Stewart, David Stewart, care spune că este pur și simplu dragostea lui Dumnezeu manifestată în molecule. De ce? Pentru că uleiurile esențiale sunt produse de plantă, în primul rând pentru a se proteja ele însele de prădători. Ele sunt folosite tot de plantă pentru a-și reface țesuturile. Dar sunt folosite și pentru a atrage polenizatori. Și în același timp pentru a se conecta cu mediul din jur. Și ca să vedeți, ca și un om, planta își folosește și oferă tuturor tot din sine. Pentru că uleiurile se pot extrage din flori, din rășină, din frunze, din rădăcini, din fruct sau din scoarță și inclusiv din, din scoarță, da, din scoarță. Ok? Este, bineînțeles, ca orice lucru frumos, are și părți mai puțin frumoase. Pentru că în ultimii ani de zile, această piață a explodat despre piața uleiurilor esențiale. Dar alături de această amploare, au apărut și studii care au demonstrat că omul își dorește foarte mult să aducă uleiurile și într-o cantitate cât mai mare, să beneficieze toată lumea de ele. Și uită de ceea ce înseamnă cu adevărat naturalețea acestora. Uită de ceea ce înseamnă cu adevărat autenticitatea, esența plantei. Și folosește substanțe chimice, sintetice. Și distruge, practic, ceea ce natura oferă. Și atunci le alterează. Și s-au demonstrat și găsit studii acestea pe internet la greu. Că peste 90% din piață, în piața de uleiuri de lavandă, sunt uleiuri alterate. Peste 50% din uleiurile de arbore de ceai, acel ulei folosit ca antiviral, antiviral în principiu, este de asemenea alterat. Pentru că un ulei, ca să fie cu adevărat pur, ca să fie autentic, ca să fie cu grad terapeutic, în primul rând îl extragem din plante, din habitatul lor natural, neintervenind asupra creșterii acestora, respectând momentul recoltării, respectând metodele de distilare prin care să obținem cu adevărat esența. În 2008, o companie americană decide să financeze un proiect prin care să se poată certifica puritatea uleiurilor. Și în acel moment creează acest certificat numit Certified Pure Therapeutic Grade, pe care îl folosesc doar 4 companii în toată lumea. Din păcate, una singură este dispusă să pună la dispoziție oamenilor și testele, rezultatele testelor prin care să se observe puritatea acestora. Pe sticluțele de uleiurile de la doTERRA, o să vedeți întotdeauna, pe fundul acestei sticluțe, o să vedeți un cifru, un număr.
Dacă dumneavoastră introduceți pe acesta pe Google, da, o să vă ducă direct la testele care s-au realizat pe lotul de uleiuri din care face parte această sticluță. Și îmi spunea soțul de dimineață, pentru că auzindu-mă că mă pregăteam, a căutat și el ca să verifici. Știți, acea persoană care vine în spate să se asigure că ceea ce spui este cu adevărat bun. Îți mulțumesc tare mult. Îmi spunea că această companie doTERRA, cea care a și creat, vreau să zic că este compania de certificare, de analiză a uleiurilor, este independentă de doTERRA. doTERRA doar a venit să dea imboldul de creare a acestora, a sprijinit cercetători să o financeze, după care este sunt independente, da? doTERRA, dacă identifică faptul că puritatea este de 95%, atunci retrage lotul de pe piață. Sau nu-l pune, de fapt nu îl pune în vânzare. Da? Pentru că păstrând la natura, ați observat, sunt ani secetoși, sunt ani cu foarte mare umiditate, fiecare an în parte aduce alte condiții care face planta să reacționeze altfel sau să acționeze altfel. Și atunci, în habitatul ei natural, extrage din sol diverse substanțe în funcție de cum este afară. Da? Și uneori poate să fie pure, alteori pot fi ușor alterate, din diverse motive. Compania doTERRA, am vrut să evidențiez aici acest aspect. Vă spuneam că este o companie care pune la dispoziție informațiile despre loturile de uleiuri pe care le comercializează. Este singura companie din lume care a ales să bănână, cum zic eu, peste tot prin lume și să găsească sursele cele mai potrivite pentru a extrage uleiurile și să folosească informațiile ancestrale cu privire la aceste uleiuri. Și în timp ce căutam aceste informații, am găsit o povestioară foarte frumoasă despre Somaliland, de unde se extrage undeva prin Africa, undeva pe aici. Undeva pe aici, dacă nu mă șer. Faptul că tămâia, de acolo se extrage uleiul de tămâie, de la familii care au primit arborele Boțuelia din generație în generație cadou la nuntă. Și sunt arbori care au peste 500 de ani sau 1000 de ani, poate chiar mai mult, ca și vârstă. Și că este, se transmite din generație în generație cum se crestează copacul pentru a extrage rășina și a-l ajuta să evolueze. Pentru că orice crăstătură greșită distruge complet arborul. Asta înseamnă că distruge moștenirea pe generații. Gândiți-vă ce înseamnă acest lucru pentru comunitățile, acelea mai ales din Africa, care încă apreciază enorm de mult moștenirea lăsată de bunicii și străbunicii noștri. Și foarte interesant este că multe plante sunt extrase, multe uleiuri, pardon, sunt extrase din zone care au necesitat și susținerea comunității respective. Și astfel doTERRA a ales să creeze o societate numită Healing Hands, prin care a venit să susțină întreg mapamondul, inclusiv în România. Anul trecut am avut un proiect în România care a susținut banca de lapte din București, de la Spitalul Marie Curie, pentru copiii prematuri. Și oricine este reprezentant doTERRA, și nu numai, poate să intre pe această pagină numită Healing Hands, prin care să prezinte proiecte, să atragă fonduri. Iar compania doTERRA este de îndată, zice, prezent pentru a ajuta. Are un spirit de responsabilitate socială extraordinar, pe care ni-l transferă și nouă pe mai departe. Cum să obțin uleiurile esențiale? Sunt multe metode de extragere, însă două sunt cele care nu intervin asupra proprietății uleiurilor, și anume prin distilarea la aburi și prin presarea la rece. Presarea la rece se folosește mai ales pentru citrice, da? Din coajă. Dacă luați un ulei, printre dumneavoastră sunt persoane care au primit ca și mostră uleiul de lămâi.
Când îl puneți pe... Dacă îl puneți pe limbă, ne bucurăm. Să aveți... Ca să vedem. Dacă îl puneți pe limbă, o să aveți senzația, aceea senzație ca atunci când ați mușcat dintr-o lămâie. Fix aceea senzație. Da? Când mușcați, se simte aciditatea aceea și... din punctul meu de vedere, o rigiditate a plantei, pe care o astringență puternică, da? Fix același lucru îl simțiți, pentru că ceea ce a făcut Doterra a fost să preseze acea coajă și atât, să extragă de acolo uleiul. În timp ce metoda de extragere la abur se folosește pentru toate celelalte, adică din rășini, din scoarță, din frunze, din floare, da? Și vreau să vă spun o chestie. Vă spuneam la început de faptul că eu folosesc uleiurile esențiale încă din adolescență, când îmi făceam măști, îmi făceam creme pentru față, folosind uleiurile de la Plafar, de la Trio Verde, and so on, multe altfel de, astfel de companii. Și acelea costau 5 sau 10 lei. Când ajungeam spre, deja spre 10 lei, eu ziceam că este un ulei, am dat 10 lei pe sticluță. Până când am ajuns la Doterra și am descoperit că uleiul de trandafir costă 325 de euro, 5 ml. Și în momentul ăla am zis, ok, ceva este suspect pe aici. Și apoi am căutat și am descoperit că fiecare plantă are condiții specifice pentru a putea fi extrase. Și m-a șocat când am aflat că pentru 5 ml de ulei de trandafir avem nevoie de 42 de kg de petale. Sau de, pentru 5 ml de roiniță sau melisă, o mai cunoaștem noi, avem nevoie de 450 de kg de frunze. Da? Și apoi nu mai mi s-a părut deloc exorbitant prețul care erau cerute pe diverse uleiuri. Pentru că am înțeles cantitatea de material care era necesară pentru a extrage câțiva mililitri. Și e foarte important să știți că nu sunt extrase doar așa de dracu, adică oricând în timpul zilei. De exemplu, lavanda, da? Aici, doar dimineața se face, după ce se ridică roa, când este cald. Nu este același lucru și pentru iasomie, care trebuie culeasă înainte de răsăritul soarelui, când are implicit roa din plin, ca să ajute să susțină greutatea uleiului pe care îl duce. Da? Deci e foarte important să ținem cont și de chestia asta. Cum se folosesc? Cei mai mulți dintre noi folosesc uleiurile pe aromatic, adică mirosul. Ne atrage foarte mult mirosul. Și asta este cel mai fain, pentru că așa se activează sistemul limbic. Ce înseamnă sistemul limbic? Din punctul meu de vedere, este cutiuța cu amintiri. Vă faceți aminte că mirosim portocala și pentru mulți dintre noi portocala ne aduce aminte de Crăciun, pentru că noi am prins vremurile în care portocale erau doar de Crăciun, nu oricând în timpul anului, sau bradul la fel, da? Sau trandafirii, că sunt, cum să zic, simbol al iubirii. Dar asta este sistemul limbic, care face conexiunea cu amintiri, cu senzații, cu emoții. Și asta se activează când noi mirosim ulei. Da? Și bineînțeles că poate fi din sticluță, din aromatizator, acum sunt pe piață tot felul de aparate, inclusiv lampă, orice. Doar să vă bucurați de el. O altă metodă este topic. Topicul este masaj. Masajul aromatic, băile, masajul pus în, cum îi zice, pe comprese, pe, la picioare pentru a ne aduce odihna în corp. Da? Și există și metoda internă. Însă aici cu mare băgare de seamă să folosiți uleiurile. Doar cele care sunt certificate a fi pure. Pentru că altfel nu facem decât să aducem substanțe chimice în corpul nostru. Adică să ne intoxicăm. Noi cu mânuța noastră. Știți expresia aia? Da? Și... Super! Și eu am pus aici cumva și care este doza recomandată în funcție de vârstă. De ce? Pentru că s-a făcut un studiu și s-a demonstrat că uleiurile esențiale în 22 de secunde ajung la creier. În 2 minute ajung în sistemul nostru circulator. Iar în 20 de minute s-a împrăștiat în absolut tot corpul. Da? În timp ce în 2 ore deja a ieșit din corp. Gândiți-vă că atunci când avem o provocare de sănătate cu adevărat, atunci facem masaje din ce în ce mai mult. Da? Aducem o cantitate mult mai mult de ulei. Atunci haideți să evităm
acest efort mare și să aducem în viața noastră uleiurile ca o rutină, plantele ca o rutină. Nu mă refer doar la uleiurile doTERRA. Uleiurile, da? De care sunt pure. Uitați-vă, fiți atenți la ele și alegeți ceea ce este bun pentru dumneavoastră, pentru sănătatea dumneavoastră. Alegeți calitatea. Asta este ideea. Am venit și cu o tehnologie foarte faină, numită ZITO. Avem aici o mânuță, prin care se scanează corpul, atât organele, cât și compoziția sângelui, cât și hormonii, absolut tot ce înseamnă corpul nostru fizic, da? Pe lângă asta, se identifică și emoția din spate. Vă povesteam de acel întreg, de acel holos, da? Pe baza acestui aparat vedem întregul și vedem care sunt deficiențele și vedem și ce ne recomandă pentru a readuce echilibru în corp, pentru a ne susține corpul atât prin uleiuri doTERRA, dar cât și prin alte terapii alternative. Și sunteți la un tur de terapii alternative. Bucurați-vă de toate informațiile și aduceți în corpul dumneavoastră bucuria și starea de bine. Avem aici și câteva materiale, cele pe care noi cel mai mult le-am frunzărit, eu și cei dragi mie. Le avem și noi la stand. Nu sunt materiale de cumpărat, pentru că le găsiți pe foarte multe site-uri. Puteți să faceți poze cu mare drag, nu este absolut nicio problemă. Eu le-am luat la mine totuși ca să le frunzăriți. Să vedeți înainte de a cumpăra ce cuprinde și dacă vă avantajează. Singurele materiale pe care le avem noi disponibile la stand de vânzare sunt aceste cărticele, care au fost realizate de echipa din care fac parte, de doTERRA, pentru oameni, astfel încât pentru diverse provocări, pentru cei care suntem la început sau nu numai, să avem și noi niște indicații. Ca la doctor. Iau pastila dimineața, la prânz și seara. Ceva de genul acesta și aici. Nu ne indică pe ore sau asta, pentru că uleiurile nu se administrează pe ore. Ideea este ce anume avem noi nevoie în funcție de provocările pe care le avem. Pe mine mă găsiți atât pe Facebook, cât și pe Instagram. Iar aici ne găsiți la standul Lunaria, care este un pic mai la stânga, cum ieșiți din sală. Și vă mulțumesc tare mult pentru timpul pe care mi l-ați acordat, pentru interes și pentru bucuria pe care am văzut-o pe echipul fiecăruia. Vă mulțumesc tare mult!